Dar și Adică de vechi. anxietatea sau depresia care începe să fie prezentă, nu știu cât de mult conștientizăm lucrul ăsta. Anxietatea și depresia mie mi se par comorbidități și mi se pare că sunt prealabile, adică au existat dintotdeauna, doar că acum, din cauza unei lipse de educații fundamentale și de neiertat în societatea românească, gestionăm anxietatea creând mai multă anxietate, gestionăm depresia creând sau amplificând-o. E ironic, dar lipsa de educație și de cunoaștere se transformă acum împotriva noastră și ne fac rost de două comorbidități noi, anxietatea și depresia. Da, asta vreau să vă întreb, domnule Mihai Craiu. Este adevărat că depresia ne face mult mai vulnerabili la îmbolnăvire? Da, în general. Aici aș cita un expert în domeniul COVID, domnul doctor Virgil Musta, care, dacă țineți minte, foarte recent făcea o analiză a mortalității în serviciu pe care îl conduce și care este un centru de referință național și cu niște rezultate absolut comparabile cu cele din Uniunea Europeană. E un loc exemplar în România. Domnul doctor Musta, am avut ocazia să vorbesc direct cu domnia sa și l-am întrebat în calitate de pediatru, deci vorbind de adolescenți, adulți, tineri pe care i-a îngrijit și mi-a spus, ceea ce a spus și public, că două lucruri modifică severitatea, în sensul că o amplifică și eventual crește riscul de deces. Prezentarea tardivă la spital, mai ales a celor care neagă existența bolii, care nu cred în ea, și am ajuns amândoi la concluzia că este o pedeapsă mult prea mare condamnarea la moarte pentru că ești ignorant sau coronasceptic. Și a doua, toți cei cinci pacienți relativ tineri care au evoluat letal în clinica de la Timișoara, erau pacienți care aveau înainte, nu foarte pregnant, dar aveau un profil emoțional pe care l-a descris foarte bine expertul. Deci erau atât depresivi cât și anxioși și probabil că fondul acesta a făcut ca rezonanța biologică la suferința emoțională să ducă la acest final nefericit. Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM.